Salutare, dragii mei! Sunt Sofia și astăzi vă propun spre citire cartea Aproape sigur de Lisa Graf. Să începem! Capitolul 1. Pietre. Nu oricine poate fi piatra din vârful unui morman de pietre. Așa i-a spus bunicul Park mamei mele, gândind că m-a dormit sau că nu sunt atent la ce vorbesc ei. Nu știu sigur, dar eu aud foarte bine. Trebuie să fie niște pietre și la baza mormanului, care să le susțină pe cele din vârf, continuă el. Stăteam în camera mea și răsturnam unul câte unul soldați înșirați pe pervaz. Tata zicea că eram prea mare ca să mă mai joc cu soldații, așa că nu mă mai jucam, doar îi răsturnam, poc, 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 iar ei aterizau pe cuvertură. Dar făceam asta în liniște, ca să nu audă nimeni, poc, poc, nu știu de ce, dar în timp ce ascultam stând de vorbă în camera de zi, mă simțeam greu pe dinăuntru. Sau poate că era ceva greu din afară, ca și când m-ar fi apăsat ceva de sus, deși deasupra mea nu era decât aerul. Poc, poc. Dacă mă concentram foarte tare, reușeam să aud până și cuburile de gheață lovindu-se de marginile paharului, atunci când bunicul Park îl ducea la gură ca să bea din el. Poc. În camera de zi s-a așternut liniștea. O bună bucată din vreme nu s-a auzit decât gheața. Ajungând la ultimul soldat, în loc să-i aranjez înapoi imediat pe toți, i-am privit lung cum zăceau pe pat, care răsturnat într-o rână, care pe burtă. Pe câțiva se mai vedeau urme de caliucă neagră, fiindcă atunci când mă învățasem să-mi scriu numele, le scrisesem pe tălpi o literă A, de la albie. Nu mai vorbea nimeni de atâta vreme, că m-am gândit că poate mama mea să se culce, iar în camera de zi a rămas doar bunicul Park, bând din paharul lui până ce se topea gheața. Așa cum făceam totdeauna când venea în vizită. Dar apoi am auzit-o pe mama spunând ceva și mi-am dat seama că de fapt nu se dusese la culcare. Am vorbit foarte încet, dar am auzit-o. Albie nu e o piatră, a spus ea. Capitolul 2. Să fii amabil. Marți, cam fiecare seară de marți, am comandat pentru cină mâncare chinezească la restaurantul de pe 61 Strada Street. Când a sunat Bernard de la partier și ne-a anunțat că tipul care ne aducea mâncare era în lift, mama mi-a dat portofelul ei două bancnote de câte 20 de dolari. Așteaptă până ce sună la ușa, Albie, mi-a spus mama, și nu-i da mai mult de 5 dolari bacșiș. Bine, am spus eu. Și chiar atunci s-a auzit soneria. Cel care venise cu mâncare chinezească era Wei, preferatul meu. Când mă vedea, Wei zâmbea întotdeauna foarte larg. Albie, exclamat el, de parcă ar fi fost surprins să mă vadă acolo. Deși eu deschideam ușa de fiecare dată. A ridicat una dintre pungile cu mâncare ca și când mi-ar fi făcut cu mâna. Bună, Wei, am zis zâmbindu-i și eu. Cât face? 27,60 de cenți. Și mi-a arătat bonul capsat de una dintre pungi, fiindcă uneori e greu să înțelegi ce numere zice Wei. Am luat pungile și le-am dat mamei, care le așeza pe masă. Mirosea un bătător a grăsime și a carne. Asta e mirosul serilor noastre de marți. Mersi, am spus lui Wei și am dat cele două bancnote de 20 de dolari. Poți să-mi dai? Am calculat în minte cât trebuia să-mi dea rest, așa cum făceau mama și tata atunci când le dădeau bacșiș șoferilor de taxi. Poți să-mi dai rest 4 dolari? Desigur! Ui a scos din buzunar un team de bancnote îndoite în două, a pus bancnotele mele de 20 de dolari deasupra și apoi a început să răsfoiască. A trecut întâi de bancnotele de 10 dolari, apoi și cele de 5 până a ajuns la cele de 1 dolar, care era un mijloc. A ales 4 bancnote. Uite aici, Albie, a spus punându-mi în mână cele 4 bancnote. Și? Cel puțin așa au sunat cuvintele pe care le-a rostit. Am ridicat din sprâncene nedumerit. Înseamnă mulțumesc, mi-a explicat el. În coreeană, cum se spune mulțumesc. M-am uitat spre mama. Uneori lumea crede că știu coreeană, fiindcă sunt pe jumătate corean. Dar de fapt, tot ce știu în coreeană este salut. Și câteva nume de mâncăruri. Mama vorbea în coreană cu bunicii ei, dar nu cred că îi mai place. Mama era ocupată, așeza mâncare pe farfurie, așa că nu am putut zice cum să-i spun lui Wei mulțumesc în coreană. Am știut data următoare, am zis. Wei mi-a făcut cu ochiul. Bine, pa, atunci, a spus.
Și, am spus eu și am închis ușa. Tata și-a închis laptopul și s-a ridicat de pe canapea. Eu i-am dat restul mamei. Uf, Albi, a spus uitându-se la cei 4 dolari. Ți-am zis să nu-i dai bacșiș mai mult de 5 dolari. Dar nu i-am dat, am vrut să spun, dar am rotunjit suma pe care trebuia să-mi o dea rest. Numai că până să apuc eu să vorbesc, tata mi-a pus o mână pe umăr. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem data viitoare. Pa, pa!